Bun găsit, dragii mei, la o nouă ediție a emisiunii Justiția sub lupă. Dacă în emisiunea anterioară am vorbit despre Constituție și drept constituțional în general, astăzi, împreună cu domnul asistent universitar, doctorand avocat Vlad Iancu, pe care îl salut cu această ocazie, vom încerca să continuăm această discuție și să intrăm puțin în detalii în ceea ce privește drepturile, obligațiile și îndatoririle constituționale. Domnule avocat, în primul rând, ce înseamnă în concret și din punct de vedere constituțional aceste noțiuni de drepturi, obligații și îndatoriri? În primul rând, bună seara. În al doilea rând, pentru a putea vorbi despre ce înseamnă fiecare în parte, trebuie stabilit care este diferența între dreptul și libertăți. Pentru că, din păcate, nu multă lume cunoaște această diferență. La început au fost libertățile, care reprezentau anumite exigențe ale omului în raport cu autoritățile publice și presupuneau, din partea celorlalți, o atitudine generală de abținere. Odată cu apariția, cu evoluția libertăților, s-au cristalizat drepturile. Drepturile reprezentând acea obligație a statului, de fapt, de a proteja drepturi. Practic, dreptul intervine în momentul în care apare obligația corelativă a statului de a proteja un anumit individ și de a-i proteja acele libertăți. Drepturile, că vorbeam la emisiunea trecută despre drepturile omului și ce este scris în Convenția Europeană a Drepturilor Omului și ce este scris în Constituție și o paralelă între ele. Și măsura în care ele se pot sau nu intersecta sau se intersectează de drept. Exact. Trebuie văzută care este diferența între drepturile omului și drepturile cetățeanului. Pentru că la momentul la care vorbim despre drepturile omului, vorbim de niște drepturi care reprezintă standarde pentru orice fel de individ, oriunde s-ar afla el, indiferent că se află pe continent, pe oricare dintre continente. Iar drepturile cetățeanului, îmi cer scuze, sunt efectiv o reproducere a drepturilor omului în cadrul stat, în cadrul fiecărui stat în parte. Trebuie clasificate aceste drepturi. Drepturi și libertăți, pentru că și ele se împart în mai multe categorii în funcție de momentul apariției lor în istoria, în evoluția societății. Ne referim aici exclusiv la drepturile pe care le au cetățenii, adică membrii unui stat. Exact. Vorbim de drepturi, nu în general drepturile. Nu, vorbim de drepturi cetățenești, cele înscrise efectiv în Constituție. Și avem în primul rând inviolabilitățile, care sunt drepturi și libertăți care prin conținutul lor asigură viața, posibilitatea de mișcare fizică, de mișcare liberă, siguranța fizică și psihică, pentru că este extrem de important, sigur. Așa cum se cunoaște deja, România este unul dintre statele condamnate pentru la Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru tratamente inumane, atât de ordin fizic cât și psihic. Siguranța domiciliului persoanei fizice, și aici ne referim, când vorbim despre inviolabilități, vorbim despre dreptul la viață, la integritate fizică și psihică, bineînțeles, dreptul la apărare, dreptul la liberă circulație, inviolabilitatea domiciliului. Domiciliu bănuiesc privit la tot sensul, nu propriu zis. Corect. Orice fel de act pe care îl faci împotriva domiciliului unei persoane, pentru că până la urmă și codul civil a preluat într-o oarecare măsură această prevedere constituțională și protejează posesia, nu proprietatea. Sigur, aici a fost o serie de discuții în practică față de domiciliu și reședință. Deci bănuiesc că când vorbim de dreptul constituțional la protejarea domiciliului, includem în această sferă inclusiv și reședința automat. Exact. O altă categorie de drepturi sunt cele drepturile și libertățile sociale, economice și culturale, care au apărut ulterior tot în acest proces de dezvoltare a societății și care prin conținutul lor asigură condițiile sociale și materiale de viață, educație, posibilitatea protecției acestora. Și aici intervin dreptul la învățătură, dreptul de acces la cultură, dreptul la grevă, la protecție socială, dreptul la proprietate privată, pentru că se diferențiază într-o oarecare măsură de inviolabilitatea domiciliului, aici vorbim strict de proprietate. Proprietate în general, proprietate, nu numai proprietate exercitată asupra domiciliului. Exact, sau proprietate în general. Libertatea economică, dreptul la căsătorie.
O a treia categorie de drepturi sunt drepturile exclusiv politice. Aceste drepturi exclusiv politice se aplică strict cetățenilor unui stat. Nu pot să aibă un corelativ la nivel de drepturile omului, pentru că sunt exclusiv pentru cei care au calitate de cetățeni ai unui stat. În cadrul unui stat există cetățeni ai statului respectiv, cetățeni străini și apatrizi. Dreptul exclusiv politice se aplică acelor cetățeni ai statului respectiv. Care puși pot avea domiciliu fie în țară, fie peste hotare, bănesc că sunt protejați de aceeași normă constituțională. Bineînțeles. Deci sunt practic drepturi care prin conținutul lor pot fi exercitate de către cetățeni pentru participarea la guvernare. Tocmai din cauza asta sunt pentru cetățenii statului respectiv. Și bănesc că este un atribut al societăților democratice, automat, în care poporul deleagă. În care vorbim de un sistem bipartidism sau multipartidism, în niciun caz al partidului dominant sau în niciun caz al partidului unic. Da. Și include constituirea unor autorități și instituții publice interne. Dar, odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, condițiile stabilite de către Uniunea Europeană, dă posibilitatea cetățenilor români de a participa la drepturile exclusiv politice și ale Parlamentului European în urma acestei aderări. Ca și exemplu ar fi dreptul de vot, dreptul de a fi ales sau de a alege, sau dreptul de a fi ales și de a alege în cadrul Parlamentului European. Pentru că știm foarte bine că acum ceva timp au fost alegerile parlamentare prin care cetățenii români și-au ales parlamentarii care urmează să îi reprezinte în cadrul Parlamentului European. Deci asta a fost practic o extindere naturală a drepturilor prevăzute de Constituție în forma ei inițială, exact. Tocmai în lumina intrării noastre în Uniunea Europeană. În cadrul acestor drepturi, aceste drepturi presupun și obligații? Da, tocmai asta ziceam la început, că este diferența între libertăți și drepturi. Exact. Pentru că la drepturi apare acea obligație corelativă a statului de a proteja dreptul respectiv. Nu numai posibilitatea mea ca individ de a avea o anumită conduită și de a cere celorlalți să mi-o respecte, dar în cazul în care nu mi-o respectă, pot să cer statului, prin forța sa coercitivă, să îmi aducă la îndeplinire acel drept sau libertate. O altă categorie de drepturi se referă la drepturile și libertățile social-politice. Acestea sunt drepturi care prin conținutul lor pot fi exercitate de către cetățeni, fie pentru rezolvarea unor probleme sociale, spirituale, fie pentru participarea efectiv la guvernare. Și aici ne referim la dreptul, în primul rând, dreptul de asociere, dreptul de asociere în partide politice, libertatea conștiinței, libertatea de exprimare. O ultimă categorie de drepturi sunt drepturile garanții. Sunt drepturi care, prin conținutul lor, joacă în principal un rol de garanții constituționale. Dreptul de petiționare, de exemplu. Așa cum spuneam în emisiunea trecută, vorbeam de avocatul poporului și de posibilitatea oricărui individ să ceară curții constituționale să constate faptul că un text de lege sau mai multe texte de lege sau chiar actul normativ în sine sau în integralitatea sa este neconstituțional. Și în condițiile acestea se poate adresa prin acest drept de petiționare la avocatul poporului care poate să ceară mai departe examinare. Pe lângă dreptul de petiționare avem dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică. Și aici intră aceeași poveste, faptul că orice persoană poate cere îndreptarea acelui act care a dus la un prejudiciu în sarcina acelei persoane. Material, moral, și bănuiesc că aici vorbim de fapt de punerea în practică prin legea contenciosului administrativ. Exact. În practică care presupune exact posibilitatea oricărei persoane de a solicita revocare, anulare unui act administrativ și inclusiv suspendarea efectelor până la soluționare. Deci, oricum ar fi, înțeleg că toate aceste drepturi constituționale, practic ele reprezintă, să spunem, regula generală și care se pusă în practică prin varii acte normative și le speciale. Corect. Aici bine ar fi trebuit să fie făcută și o diferență între
contenciosul constituțional și contenciosul administrativ, pentru că sunt două aspecte diferite, mai ales în ceea ce privește, cum vorbeam la emisiunea trecută, de Constituție și vorbeam că există anumite acte normative care trebuie să fie conforme cu Constituția în baza unei reguli stabilite de către practicieni, regula conformității. Și pe calea contenciosului constituțional s-ar verifica conformitatea legii, ordonanței simple sau de urgență, regulament sau decret-lege, trebuie să fie conformă Constituția. În ceea ce privește contenciosul administrativ, sunt toate actele administrative, începând cu hotărâri de guvern, care se diferențiază de acele ordonanțe simple sau de urgență, și cu hotărârile date de către autoritățile administrației publice locale, care trebuie verificate pe calea contenciosului administrativ și care trebuie să fie conform legii, care mai departe, ulterior, trebuie să fie conformă exact, conform Constituției. Exact. În afară de aceste drepturi și libertăți, ce categorii de drepturi, libertăți sau îndatorii constituționale, fundamentale, mai găsim în Constituție? Pentru că până acum avem, în general, sau cel puțin din ce ați enumerat dumneavoastră, avem drepturi și obligații corelative automate ale statului, ale cetățenilor. Putem vorbi și de drepturi, obligații sau îndatoriri ale concentrate, propriu-zis, ale instituțiilor publice, ale guvernului, ale parlamentului, ale președintelui României, că ele sunt prevăzute în Constituție. Sub ce formă sunt aceste instituții politice prevăzute în cadrul Constituției? Prin reglementarea acestor drepturi, libertăți și îndatoriri, într-o oarecare măsură se reglementează și dreptul și obligația, să zicem, a autorităților publice centrale sau locale. Constituția reglementează atribuțiile și modul de organizare a fiecărei autorități publice. Într-o oarecare măsură, bineînțeles, nu poate să o reglementeze în exact, dar are o latură generală asupra ceea ce ar trebui să se prevadă. Mai există o problemă, mai există o categorie de drepturi diferită de cele enunțate mai devreme, care se referă la dreptul de azil. Acest drept de azil reprezintă o obligație a statului de a asigura drepturile cetățenilor străini și a apatrizilor. Nu le putem băga în aceste drepturi pentru că acestea sunt efectiv drepturi cetățenești. Însă dreptul de azil are un alt domeniu de aplicare, exact cum ziceam și mai devreme, cetățenii străini și apatrizii. Mai există câteva principii care au fost consacrate în timp și care nu mai sunt inserate în Constituție pentru că erau evidente și legiuitorul constituant a considerat că nu mai are sens să le mai prevadă expres în Constituție. Revenind la inviolabilități, spus că înțeleg cel puțin din enunțarea dumneavoastră faptul că oricum reprezintă practic principala sau cea mai importantă categorie de texte constituționale, de articole, de norme sau principii constituționale. Pentru că practic ele se spuneați că nu mai sunt principii în cadrul anumite principii, dar practic toate aceste texte constituționale se erijează în principii constituționale. Aceste inviolabilități reprezintă ele cheia de pornire către o societate democratică și un stat de drept? Bineînțeles, tocmai asta este și trecerea de la evul mediu la societatea de astăzi. Dreptul la viață este un drept natural și este un drept evident. Dreptul la integritate fizică și psihică, iarăși, este un drept evident ce ar trebui să fie respectat de absolut toată lumea și în materie penală, bineînțeles, încălcarea acestor drepturi se pedepsesc în concordanță. Una dintre inviolabilitățile extrem de importante este dreptul la apărare. Este un drept reglementat de articolul 22 din Constituție. Și își găsește oarecum sorgintea în articolul 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, care se referă la un proces echitabil. Acest drept la apărare
de cele mai multe ori, din păcate, nu este înțeles așa cum ar trebui să fie el și așa cum a fost dorit să fie enunțat de către legiuitorul constituant. Pentru simplu motiv că se consideră că dreptul la apărare însemna o simplă reprezentare din partea avocatului a unei persoane. Că dreptul la apărare practic reprezintă dreptul la un avocat. Exact. Ceea ce este eronat. Ceea ce este eronat într-o anumită măsură. De ce? Pentru că nu este complet. Dreptul la apărare se referă la toate drepturile și regulile procedurale care oferă persoanei posibilitatea de a se apăra împotriva acuzațiilor care îi se aduc, de a contesta învinuirile și de a scoate la iveală nevinovăția sa în cadrul proceselor penale. În cadrul proceselor de altă natură, se referă la drepturi și reguli procedurale care oferă posibilitatea părților de a-și valorifica pretențiile sau de a dovedi neîntemeinicia sau nelegalitatea unui pretențiilor adversarului sau unui anumit act, fie el administrativ sau nu. Un avocat continuă după o scurtă pauză. Am revenit. Vorbeam despre dreptul la apărare și faptul că el nu se rezumă la pur și simpla garantare sau asigurare a unui avocat. Dar totuși avocatul, sau neapărat avocatul, putem vorbi și de jurisconsult, putem vorbi acum, putem extinde sfera și noțiunea de persoană specializată în acordarea asistenței juridice. Este conținută, această noțiune este conținută în cadrul dreptului la apărare. Și în acest sens putem vorbi și de faptul că asistența juridică este obligatorie în anumite cazuri, de exemplu în cadrul procesului penal, unde pentru în anumite situații asistența juridică este obligatorie. Putem vorbi în acest caz de o aplicare directă a acestui principiu constituțional și, de ce nu, european în cadrul procesului penal? Bineînțeles. Din păcate, asistența dată de către un avocat sau jurist, cum s-o numi, este benefică pentru că, din păcate, cum spuneam și mai devreme, parchetele și procurorii din cadrul parchetelor nu înțeleg foarte bine atribuțiile. Procurorul se transformă într-un organ acuzator, ceea ce nu este. Cum este în drept anglosaxon, avocatul acuzării. Exact. Principiul imparțialității. În legislația noastră, sigur, nu se poate vorbi despre un organ acuzator, pentru că una dintre atribuțiile importante ale procurorului este de a aduna material probator și de a găsi atât dovezi în favoarea, cât și în contra, oricum să numi el suspect, învinuit, inculpat, sau cum se mai numește. Ceea ce, într-o oarecare măsură, neîndeplinindu-se aceste atribuții și căutând doar argumente împotriva acelei persoane, evident este nevoie de un avocat. Tocmai din cauza aceasta a apărut și acea obligație ca în anumite dosare să apară persoana respectivă însoțită de către un avocat. Acum, evident, în funcție de gravitatea faptei pentru care ești cercetat sau așa mai departe. Exact. Dar am spus că nu trebuie să ne limităm la avocat sau jurisconsult pentru a fi în prezența dreptului la apărare. Și ne raportăm inclusiv la dispoziția articolului 6 din CEDO, care prevede un proces corect și echitabil soluționat într-un termen rezonabil. Acest principiu european putem să-l considerăm ca fiind aplicabil și în dreptul nostru și aplicabil, evident, dacă este și aplicat, și dacă ele reprezintă o expresie a dreptului la apărare constituțional garantat? O expresie există. Numai că, de cele mai multe ori, din păcate, în practică s-a evidențiat faptul că acel termen rezonabil nu este respectat. Ci posibil să fie și din cauza volumului de muncă, din cauza personalului puțin, posibil să fie și din cauza erorilor făcute de către personal. Dar efectiv un termen rezonabil nu există. Într-adevăr, o egalitate de arme, ca să-i spunem plastic,
există, deoarece există acel dublu grad de jurisdicție în cadrul proceselor în care, bineînțeles, dacă o hotărâre este potrivnică, ea poate fi atacată, indiferent că e pe cale ordinară sau extraordinară. Deci asta este încă o garanție procesuală pe care intră în conținutul dreptului. Cred că una dintre cele mai celebre, dacă o putem numi așa, garanții procesuale care are sorginte constituțională, este și prezumția de nevinovăție. Exact. În penal, iar în civil, avem prezumția de bună credință. De bună credință. Și aici este oareși problemă, deoarece prezumția de nevinovăție nu este întotdeauna înțeleasă așa cum ar trebui să fie înțeleasă. Prezumția de vinovăție. E o prezumție de vinovăție din multe considerente. Parcă procurorul se transformă într-un organ acuzator. Se merge foarte mult pe ideea că primele probe înseamnă că sunt suficiente pentru constituirea unui dosar penal. Da. Să spunem că vorbim de indicii temeinice, acum nu trebuie să... Trebuie să ne păstrăm obiectivitatea. Dar când vorbim de prezumția de nevinovăție, foarte, foarte multă lume are o idee destul de preconcepută și destul de distorsionată asupra prezumției de nevinovăție, pentru că ne simțim obligați să ne dovedim nevinovăția. Trebuie să ne dovedim nevinovăția sau trebuie să ni se dovedească vinovăția? Prezumția de nevinovăție înseamnă, se referă la posibilitatea mea ca individ de a sta liniștit, ca să o formulez tot plastic, să fie pe înțelesul tuturor, și ca parchetul sau procurorul să aducă argumente prin care eu aș fi săvârșit o anumită faptă. Ori, în condițiile în care mi-ai să aduc anumite argumente, eu de-abia în momentul ăla pot să aduc contraargumente la ceea ce spune. Dar niciodată eu nu pot fi obligat să aduc argumente pentru a contrazice anumite susțineri ale organului acuzator, de exemplu, până acela nu mi-aduce mie. A fost și în materie contravențională, a fost o celebră speță Angel contra României, în care s-a spus foarte clar că se vorbea acolo de prezumția de legalitate a procesului verbal de contravenție, este un pic diferită, dar și acolo s-a spus că chiar dacă această prezumție de legalitate primează într-o oarecare măsură unei prezumții de nevinovăție, în condițiile în care eu arăt că nu sunt vinovat, atunci cel care a întocmit acel proces verbal de constatare a contravenției trebuie să vină să suplinească ceea ce a scris în cadrul procesului verbal, pentru că altfel prezumția de nevinovăție primează și automat persoana respectivă este declarată ca fiind nevinovată. Deci dreptul la apărare nu se rezumă la acordarea asistenței juridice, deși, totuși, acest lucru, de acest aspect, legiuitorul a avut grijă prin instituirea asistenței judiciare. Și posibilității părților sau justiciabilor care nu își permit eventual serviciile unui avocat să apeleze la această instituție să, și inclusiv dacă nu pot plăti, de exemplu, taxele de timbru, și vom vorbi imediat despre acest lucru, de a putea apela la barou în circunscripția căruia își are eventual domiciliu pentru a putea beneficia de asistență juridică. Tot ca o expresie a dreptului la apărare. Domnule avocat, mai este un text constituțional care este extrem de des invocat, atât la televizor cât și în presă. Și mă refer aici la liberul acces la justiție. Toată lumea consideră că poate apela la justiție. Este adevărat? Oricine poate apela la justiție, oricând și sub orice formă, invocând absolut orice? Din păcate, cam așa se întâmplă. Din păcate sau din fericire, totuși. Este acest liber acces la justiție este oarecum văzut, exact cum spuneați, ca și cum ar fi o chestie pe care oricine poate să o facă în orice condiții, fără a avea un anumit temei. Cheltuielile judiciare, taxele de timbru, de care ziceați mai devreme, pot constitui un impediment, dar nu sunt neconstituționale. Există și o decizie a Curții Constituționale în acest sens, prin care au fost declarate, prin care s-a stabilit foarte clar că taxele de timbru nu sunt neconstituționale.
mai mult decât atât, ele se aplică raportat la, se aplică raportat la procesul respectiv, la obiectul dosarului respectiv și la valoarea pretențiilor. La valoarea pretențiilor, exact. Bineînțeles, și aceste taxe de timbru, și de aceste taxe de timbru, o anumită persoană poate fi scutită, pentru că sunt, știm foarte bine, foarte multe persoane care nu au posibilitatea atât a unui, de a angaja un avocat, cât și de a plăti anumite taxe de timbru. Pentru asta, legiuitorul, în înțelepciunea sa, a prevăzut posibilitatea acordării unui ajutor public judiciar. Acest ajutor public judiciar care poate fi atât, care poate însemna atât o scutire de plata taxei respective, cât și o reducere a taxei respective sau o scutire parțială de taxa respectivă, bineînțeles, în anumite condiții ce țin de veniturile persoanei, atât a individului cât și a familiei întregul său, de cheltuielile pe care le are și așa mai departe. Dar totuși, statul a avut grijă sub acest aspect ca jurisdicțiile administrative, nu, să fie facultative și gratuite. La ce se referă această dispoziție constituțională? Este în cuprinsul aceluiași articol care reglementează accesul liber la justiție. Deci, practic, procesele administrative, înțeleg, împotriva statului, că practic administrativ nu poate implica decât o instituție de stat, înțeleg că sunt gratuite? Tocmai în baza dreptului. Tocmai în caza obligației statului, obligației corelative a statului de a respecta o libertate, un drept al individului, nu se putea cere ceva în plus, pentru că este obligația statului și în condițiile în care se consideră că actul respectiv emis de către stat, reprezentat printr-o autoritate publică locală sau centrală, va fi considerat ca fiind nul, atunci automat trebuia să-l anuleze, să fie lovit de nulitate. Sancțiunea specifică dreptului constituțional. Din păcate, domnule avocat, nu mai avem timp, pentru că ar fi fost un subiect extrem de interesant dezbătut, pentru că dacă într-adevăr jurisdicțiile administrative sunt facultative și gratuite, și dacă un dosar administrativ, o plângere împotriva unui act administrativ, într-adevăr, este gratuită, stau și mă întreb oare de ce eventuala suspendare a acelui act administrativ până la soluționare se timbrează. Dar, din păcate, acest lucru probabil că va face obiectul în alte emisiuni. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezența în emisiune. Iar pe dumneavoastră, dragii mei, vă aștept săptămâna viitoare la aceeași oră și până atunci aștept cu mare interes orice fel de propuneri sau sugestii pe adresa emisiunii justiția@rontv-h.ro. Până săptămâna viitoare, la revedere și numai bine!